Hai să vă arăt o fotografie. Ăsta este un restaurant deschis acum, în Iordania, în Aman. Se numește 7 octombrie și celebrează atacul teroriștilor Hamas asupra Israelului. Practic, celebrează faptul că niște nemernici au omorât 1200 de civili. O să vă întrebați, bună ziua, bine v găsit! De ce e necesară discuția asta? Mai pun ceva la socoteală. Un articol foarte, foarte bun și de băgat la cap a lui Petru Clej, în care se arată că tinerii din Marea Britanie sunt atrași de antisemitism. Adică au tot felul de legende de astea antisemite în cap. Ba că evreii folosesc Holocaustul ca să invinuiască lumea, bacă nu cred în Holocaust, ba că, ba că, ba n-ar trebui să existe, tot felul de prostii de genul ăsta. Pe temelia acestor două știri, eu zic că se întrevede următoarea concluzie: Există două generații care nu mai au chef și nu mai vor să înțeleagă. Uh, istoria urâtă a lumii. Generația tânără, care e destul de fascinată de tot felul de, de nu știu cum să zic, anticapitalism. Da? De anticapitalism. Și generația vârstă, care preferă să meargă și să se raporteze la un trecut idilic, în care nu e numai așa, erau tineri și dacă era comunist și dacă era război, erau tineri și mândrele se uitau la ei. Generația asta între 30 și 50 de ani, poate între 30 și 60 de ani, este cred eu, singura capabilă să înțeleagă cât de cât istoria. Restul o refuză. Și văd asta inclusiv din comentariile la uh, unele materiale ale mele, mă rog, ale mele. Citesc și eu pe unde pot, ok? Care arată că istoria noastră sau istoria lumii n-a fost întotdeauna idilică. Sunt oameni care refuză chestiunea asta ca și cum ar spune, doamne, nu mă deranja, nu mă interesează. Nimeni nu spune, nu e adevărat. Ci, dar ce aveți? Ce aveți cu noi? N-are nimeni nimic cu tine. N-are nimeni nimic cu uh, valorile tale. Însă, dacă nu cunoști adevărul istoric, s-ar putea să repeți istoria aia și dintr-o dată să te trezești în fața unui zid care spică în cap. Ce vedem acum? Și la nemernicea asta, cât fâșia Gaza de mare, și la sondajul ăla amintit de Petru Clej, vedem o irascibilitate în fața istoriei. Nu ne mai convine nimic. Vrem ca toată istoria să se refere doar la mașinile Tesla, la internet, la Facebook, la Instagram și, dacă se poate, și mai mult la TikTok, acolo unde toate legendele astea aiuritoare sunt puse în valoare. Înscria un domn, Domn ai românii și ungurii că ai dat de chestia asta, cum trăiau valahii în secolul XIX, la începutul secolului XIX. Și mă gândeam, oare cine e domnul? Oare chiar am făcut asta? Ia să mă uit. Și când mă uit, da, el era mare fan al lui Sergen Mizil. Sergen Mizil și zicea omul, e singurul care spune adevărul despre ce se întâmplă în lumea asta. Evident, anti-Ucraina, anti, anti etc. etc. Vă și te gândești totuși, care e puterea de evaluare? Că dacă mâine se întâmplă un fenomen istoric urât, ăștia, generația asta tânără, o să zic și o generație tânără, până în 20-22 de ani, da? și generația aia care a trecut de 60-65, sigur cu excepție de rigoare absolut onorabile, o să fie blocate pur și simplu. Adică o să se trezească și să zică vai, dar cum se poate așa ceva? Așa ceva nu se există, știi vorba ardenianului când vede o girafă. Adică dintr-o dată se intră într-un fel de sevraj identitar prin care singura formulă din căpățâna unora este confuzia. Dar de ce? Pentru că la școală totul a fost distilat în interesul unor ideologii. Da? După război, în Occident, să nu spunem nimic despre URSS. Să nu spunem nimic că ei au început războiul umăr la umăr cu Hitler, să dăm stângii cât mai multe prerogative, să facem așa un fel de stație spațială socială. Da? Planeta Pământ să fie împărțită între leneși și harnici și leneșii și harnici să aibă de toate. Nu se poate, băieți. Nu se poate. Noi ne naștem egal, dar cu a șanse. Atât. Da? Statele ar trebui să fie obligate să dea șanse egale și atât. Nu poți să iei din munca ta și să-mi dai din munca ta mie, care probabil sau posibil să fiu un leneș. De a trăiesc prost. Mai sunt cei care vin cu uh, tot felul de, de chestiuni de astea stângoide. Vai, dar de ce ați vorbit despre săraci? Pentru că m-am uitat. Da? Uh, cine sunt acei săraci? în marea lor majoritate. Nu toată lumea care e săracă are, aceleași, are același trecut. Dar bă, că m-am uitat că ăia care sunt împotriva Uniunii Europene, chiar dacă muncesc în Uniunea Europeană, nu prea au calificări, muncesc acolo necalificat sau duc sacii de ciment cu spatele, îi văd pe ăștia din România sau din Est, putem generaliza la chestiunea asta. Oameni care sunt depășiți de tranziție, depășiți de, de tumultul vremurilor, de efervescența vremurilor, depășiți de economie, conduc unii câte un golf la mâna a doua, câte o mașină de aia așa mai departe, toți au telefoane mobile, dar în același timp sunt împotriva globalizării. E parcă telefoanele mobile s-ar face în satul lor și golful ăla la mâna a doua sau ce să mai fi luat, un Opel Corsa la mâna a doua din 80, în satul vecin. Nu se poate, băieți. Pur și simplu nu se poate. România poate rămâne și mai în urmă decât îi, dacă ăștia ajung să controleze, dacă vrei, sistemul ăsta de capilar în economie, în politică, etc. Și aici văd un lucru. Statele astea care fac mari greșeli, și uite-te la ele, care sunt cele mai sărace state. Da? Vorbim despre România, un stat așa cum îl vedem, ok? Vorbim despre Bulgaria, vorbim acum chiar despre Ungaria, care are o infrastructură bună pusă la punct, dar în același timp are niște derapaje, vezi plafonări, etc., 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 da? Și ne uităm în felul următor. Bă, statele astea, poate mai puțin Ungaria la faza asta, sunt cele care se raportează mereu la ei mai săraci. În România, dacă vrei să câștigi alegerile, vorbești despre ăia săraci. Nu vorbești niciodată, culmea, despre antreprenori. Pentru că ăștia dau tonul economiei. Înțelegi? Din purtatul ștampilor dintr-un birou în altul, nu se face economie. Acolo se dau avize, acolo se împar șansele legale. sau ar trebui să fie chestia asta. Bun, dacă te uiți în manuale de istorie, vezi că totul este un fel de, de, de sumă gaus a lor care și-au tăiat capetele. Niciodată nu vezi epoca. Și atunci când pui epoca pur și simplu în fața omului, o refuză. Hai, domnule, dar de ce spui chestia asta? Dar cum se, cum se poate, să, să, ne arăți chestiunile astea? Nu, nu ești un bun român. Chestiunile astea Duc spre, evident, xenofobie. Și cea mai spurcată formă a xenofobiei, da, spurcată în sine, ca definiție, în primul rând, este antisemitismul. Pentru că antisemitismul a lăsat o rușine a lumii pe care lumea nu reușește acum să o oblojească, să o depășească. Holocaustul. Să fii în Marea Britanie, da? să trăiești liniștit acolo, de aproape 100 de ani, de 80 de ani, fără război. Să beneficiezi, dacă nu poți, să muncești sau nu ai chef și de ajutorul social și să fii antisemit, asta mi se pare o grozăvie. La ăia din Iordania, la fel. Adică, iordanienii ăia care și-au văzut prim-ministru ucis de palestinieni, vin acum să celebreze uh, uh, crimele unor palestinieni, vorbim despre Hamas, teroriștii Hamas, asupra Israelului. Știi de unde vine chestia asta? din tot ce înseamnă educația ultimilor decenii. Pentru că noi am avut o jenă incalificabilă de a vorbi despre lucrurile urâte pe care le-a făcut specia noastră. Holocaustul într-o jumătate de pagină. Da? Dacă vă uitați ca să vin în România la Revoluția Română, sunt 20 de rânduri, tată. 20 de rânduri. Okay? Se spune în două rânduri despre căderea URSS-ului. O să vedeți încet, încet că urmează o presiune incredibilă din partea extremelor drepte și stângi, extreme. Da? Extremele care vin pe nemulțumirile astea, cumva o să le spun populare, da? și o să vină cu populisme. Însă populismele nu vor, fi, nu vor fi aducătoare de soluții. Și o să vă spun de ce. Nu o să vină niciodată cu o nouă programă școlară, cu o nouă efervescență identitară. O să vină doar cu răcoreală. Se întâmplă asta în Orient. Se întâmplă în Statele Unite. Aseară vorbeam la o înregistrare cu, cu Mureșan, cu Marius Mureșan din Statele Unite, fost broker în, în Wall Street șapte ani, omul în echipa aia de experți pentru Argentina 2012, acum pleacă în Guatemala, expert financiar. Da? Și îmi zicea, băi, până acum 10-15 ani, societatea americană nu era divizată. Adică ziceai, domnule, eu votez cu republicanii. Și el zicea, bă, eu votez totuși cu ăștia cu democrații, că mai ok. Și te el la un par de whisky și rezolva. Da? Bourbonul rezolva chestia asta. Acum, în momentul când ai spus că votez cu cineva, îi l-ar sar pe tine, indiferent că e republican sau că e uh, uh, democrat. De ce? Se scindează societățile. Dacă te uiți în Europa, suntem umăr la umăr. Dacă te uiți în Orient, ăia deja de mult așa, ții cu suniții, uh, musulmanii cu evrei. Adică tot timpul se caută, în loc de o unificare de asta a valorilor, pentru că mă, mă gândesc că și din Yemen, și din Gaza, și din Israel, și din Europa, și din America, au internet. Dacă vor să asculte în același timp Rapsodia Noa, da? Sinfonia Noua, o ascultă. Dacă vor să afle despre cea mai vândută carte din lume în momentul ăsta, da? află în același timp. Interesul însă nu este ăsta. Interesul uh, omului care are o educație precară este să caute scandalul, băieți. Și uh, porcăria aia de, de restaurant numit 7 octombrie, știi ce e făcută? Ca să arate lumii că ei pot. Ca să arate lumii că nu le nu i interesează. Deși, v-am spus, n-ar fi trebuit să uite niciodată că premierul lor, da, Iordanean, a fost ucis într-un atentat de palestinieni. În Liban e la fel. În Liban, acum vreo 25 de ani, erau jumătate jumate Juma, Jumătate erau creștini, jumătate musulmani. Acum mai sunt vreo 35% de creștini. De ce au plecat? Asta nu înseamnă că musulmanii sunt răi. Asta înseamnă că există o anumită presiune din partea lor cu educație precară sau dacă se educați cu o linie îngrozitoare, adică își folosesc educația ca pe o bâtă, da? cunoștințele ca pe o bâtă, și încet, încet lumea se scindează. Noi nu mai putem spune acum ce bine pare că suntem europeni. Noi va trebui să mergem spre ce bine ne pare că suntem euroatlantici. Lumea liberă se împuținează din ce în ce. Da? Putem povesti despre lumea liberă, un pic Australia, Uniunea Europeană, America de Nord și oare ce mai este. Cam atât, băieți. Suntem cam puțini. Și e adevărat, trăim cel mai bine în niște sisteme pe care le suduim că nu sunt perfecte dar se trăiește cel mai bine din lume în țările astea. Ori, în momentul în care tu nu bași bani în educație, ca să pui generația asta care vine, chiar dacă pe ea la să pace, că acolo rezolvă biologia, ok? Dacă nu pui la rând, cum zice Ardeleanu, generația asta care vine și pe care o moșmondești să fie un fel de generație uh, uh, arip de fluture, fulg de nea, o generația asta care se înspăimântă de câte ori, vai, a picat un copac, nu e așa, să vină Greta, să salveze planeta și tot felul de porcării de astea ecostângiste, noi o să avem o problemă imensă. Europa e atâta, lumea e atâta și pe noi ne mâncăm freză, vai de mine, să facem uh, nu știu ce green deal, să facem nu știu cum, să facem nu știu ce. It's. e o competiție. Lumea în sine este o competiție. Tot ce înseamnă economie este interconectat. Dacă nu conectezi, da, Tocmără, nu conectez la toate interconectările astea și educația și în educație va trebui să baci și studiul istoric ca să vezi unde am dea cu capul de pereți în 10-20 de ani o să ajungă la putere exact ăștia de acum care spun, a, holocaustul, dar ce a fost? Eu nici nu cred că există holocaust. A, evrei, statul ăla nici nu trebuia să existe. Și atunci o să vezi adevăratele conflicte în lume. Deocamdată suntem așa, într-o semin liniște Suntem semi-liniștiți. Sau poate ă, anesteziați de propria ignoranță. Să aveți sănătate.